A ținut cu tot din avizul să-și lanseze primul volum de versuri la o pârșie, la școala unde a învățat, la școala unde s-a educat, la școala unde s-a format ca om. Nu întâmplător, în momentul de față, fosta noastră elevă, Iulia Sârbu, s-a realizat fiind un apreciat ziarist și un om de televiziune la Timișoara. Este meritul profesorilor care au vegheat, care au format personalitatea, care au educat-o și care au învățat-o ca tot timpul să nu uite de unde a plecat. Ea și-a intitulat primul volum de versuri Vis împlinit. Într-adevăr, și-a împlinit visul și a ajuns ceea ce a dorit să ajungă. Dar putea la fel de bine să intituleze acest volum La Pobârșie, fiindcă iată-o din nou în mijlocul nostru. Sincer, sunt foarte emoționat. De aceea, împreună cu ceilalți colegi, am făcut tot posibilul să oferim elevei noastre condiții optime pentru această lansare. Este o onoare și pentru noi, deoarece este rodul muncii noastre. Și un profesor nu poate să fie mulțumit decât atunci când munca lui are ca finalitate formarea unor oameni cu personalități puternice, formarea unor oameni care vor fi folositori societății. Vă felicit pe Iulia, felicit profesorii care au educat-o și au format-o și vă mulțumim pentru participare. Am lângă mine distinsele colege care și-au exprimat dorința să le spună câteva cuvinte. Îi voi da microfonul mai întâi doamnei profesoare Niculescu de Rănica. E normal să procedez așa, deoarece când s-a fost dirijit a ei, ori dirijinții, ca de fapt firași, sunt adevărați părinți spirituali. Vă rog, doamna profesoră.